să-l scot din ea ca să mă joc. Nu, acum mai am câteva pagini de citit și sunt la sfârșit. Haide, tati, te rog. Nu, acum vreau să aflu deznodământul. Of! Nicolas, ce pedeapsă o să-ți primești? Tati, răspunde! Tu ce crezi că fac eu acum? Răspund! Ce fac? Ce fac? Nici să nu îndrăznești să mă uzi! Tu auzi? Dacă îi torn apă pe față, sigur o să se trezească. Nicolas, ce faci acolo? Iar vă prostiți! Ce joc mai e și ăsta? Și tu ce cauți acolo? Faci pe mortul? Serios? Mami, s-a întâmplat ceva! Ce? Tati nu se joacă! Ce? O cutie i-a căzut în cap! Trezește-te, trezește-te! Mai mă scutură ăștia mult! Sunt cât se poate de treaz, că doar vorbesc cu voi! Ce e cu ei? Sunt surzi? Dă-mi paharul cu apă! Nu, nu, nu! Ce se întâmplă cu ei? Zici că au luat-o razna! Nu e bine! Nu e bine deloc! Știu, mami, știu! Spune-mi repede, ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? O cutie... Nu are cum o cutie să cadă singur în capul lui! Spune adevărul, Nicolas! Am scăpat-o eu în capul lui tati! Of, de ce ai făcut asta? A fost o greșeală! Oh, nu! Au! Trezește-te odată! Mișcă-te că-ți mai dau una! Aoleu, prima chiar a durut! Mă mișc! Aaaa, de ce nu pot să-mi mișc degetele? Îți mai spun o dată, mișcă-te! Încerc! Au! Ia bunonicul, mami! Ce să fac cu el? Nu știu, să-i dai în cap! Tu vrei să-l omorâm? Nu! Nu putem să-l lovim cu tot ce avem în casă! În sfârșit gândește și ea logic! 1, 2, 3, 4, 5 și mă doare inima mai rău decât înainte! Trebuie să sunăm la spital! Bine, mami! Sună, nu mai aștepta! Și apelează și poliția! De ce? Pentru că a avut loc un accident! Trebuie și ei să fie anunțați! Nu sun! De ce? Dacă o să creadă că eu sunt vinovatul, o să mă bage la pușcărie! De ce ar face asta? Păi eu am scăpat cutia în capul lui! Oricum, tati e doar amețit! La cât m-ați bătut, e posibil să fiu chiar mort! Ești sigură, mami? Nu, în niciun caz! Sunt cât se poate de viu! Vorbesc, gândesc! De ce vă uitați așa la mine? Crezi că... Nu știu... Mie sete! Stați așa! Fem ce mâncăm! Mergeți în camera voastră, că vă aduce mami tot ce aveți nevoie! Ce faci, tati, acolo jos? Ne jucăm! Ce? De-a statuia! Super, vrem ținut! În niciun caz! Sunteți prea mici! Haide, repede, repede, la voi în cameră! Știu, 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 vă e foame și sete! Imediat o să vă aduc! Nu, nu! Nicola, stai! Mă gândeam că mai multă apă îl trezește! Cred că e prea târziu! Ce ne face, mami?
Am o idee. Opriți-vă cu ideile voastre. De când stau aici, țeapăn pe covor, numai idei proaste ați avut. Trebuie să-l operăm. Opera? Iar frații tăi nu trebuie să știe ce s-a întâmplat. Încă mai putem salva? Normal! Tu de ce crezi că eu lucrez la spital? Mă pricep la operații. Lucrez ca o femeie de serviciu acolo. Despre ce vorbești? Mă duc să le dau de mâncare celor mici la ei în cameră. Să ai grijă de tatăl tău. Până mă întorc, vin repede. De ce? Crezi că o să plec? Bine, mami! Trebuie să mă mișc, să le arăt că sunt cât se poate de viu. Nu pot să mă uit la tati și să-l văd așa. Și acum s-a făcut întuneric. Gata, sunt pregătită. Trebuie să-l operăm pe inimă. Pe inimă? Eu m-am lovit la cap și ea mă operează pe inimă? Dacă nu mă trezesc cât mai repede, au ei grijă să mă omoare. Mami, cred că tati își revine. E ca înainte. Haideți să-l punem pe canapea. Mami, încă mi-e foame. Andreas, mergi la tine în cameră. Tati, te joci cu mine? Nu acum. Of, bine. Dacă ești acolo, răspunde-mi. Fă un gest. Mișcă-te-i sprânceană. Doar răspunde-mi. Sunt, răspund, dar nu mă auzi. E la fel ca înainte, mami. Atunci operăm chiar acum. Tati? Uf, Eric, nu mă mai pot mișca. Tati, dorm cu ochii deschiși. Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar nu cred că e de bine. În sfârșit mă pot mișca! Tati! Eric! Acum mergi în camera ta, Eric. Am ceva de discutat cu mami și cu Nicolas. Bine! Operație? Încercăm să te salvăm! Ce știi tu de operație? Lucrez la spital! Ca femeie de serviciu! Tati, ce mă bucur că ești bine! Și tu cu ideile tale, aproape că... Am vrut doar ca să... Da, știu, ca să mă salvezi. Acum că ești bine, suntem fericiți cu toții, nu-i așa? Da! Da, doar că voi trebuie să învățați cum să acordați primul ajutor înainte de a face alte prostii. Rapidu! Unde-i golul? Of, m-am săturat să spăl vase. Toată ziua fac treabă. Luana, adu-mi o bere. Ăștia în loc să dea gol, tocmai au primit unul. Știi ce? Dacă vrei bere, vino și ia-ți singur. Mă faci să pierd secunde importante din meci. Asta e. Of, trebuie să fac eu totul. Luana, a fost un accident, draga mea. Nu am știut că ești în spatele ușii de la dulap. Ce e? Nimic, doar vreau un pahar cu apă. Foarte bine, ți-l aduc eu în cameră. Dar pot să-mi iau și singur. Poți, dar nu vreau să faci asta. De ce? Azi o să am eu grijă să nu-ți lipsească nimic. De ce ai vrea să faci asta? Pentru că... Te iubesc așa de mult? Am scăpat ca vrei minune! Tati nu mi-a spus niciodată că mă iubește! E să dă întotdeauna dur! Ceva se întâmplă cu el! Tati, ce faci cu mami? Ne jucăm! De ce? Ea se preface ca leșinat? Și eu trebuie să am grijă de toată casa. Ciudat! Mami! Ei, nu strica jocul! Mami nu poate răspunde acum, altfel pierde! Dacă vrei să participi și tu, trebuie să te conformezi regulilor jocului. Super! Ce trebuie să fac? Să pretinzi că mama e leșinată
și să mă ajuți. Cu ce? Păi, să mă ajuți să o pun pe canapea. E mai confortabil acolo. Am înțeles, tati. Bună idee! De ce are mami un cucui în frunte? Eu mă duc să termin cu spălatul vaselor. Și cum rămâne cu meciul tău? Oricum a pierdut, ce mai contează? Machiajul ăsta cred că e foarte bun. Nu se șterge așa ușor. Stai liniștită, mami. Eu sunt în echipa ta. Tati o să piardă. Ce faci, tati? Întind rufele. Ce făcea mami înainte faci tu acum. Super! Nu am întins rufe în viața mea. E ușor, tati. Nu vrei să le pui tu pe sârmă? Asta e rolul tău, tati. Vrei să pierzi? Da, ai dreptate. Tu unde te duci? În camera mea. Mă întorc repede. Bine, bine. În loc să-mi savurez berea, întind rufe. Fantastic. Eu mă lovesc la cap și el mă crede leșinată. Puteam să fiu și moartă, că lui nu i-a trecut prin minte să controleze. Nu-i nimic. O să-i joc jocul. Și acum, ce mai urmează? Tu ai de gând să te mai trezești? Luați-vă singuri din frigider! Ce? Mami întotdeauna ne pregătea masa! Tu ai luat rolul ei! Toată lumea la masă! Azi, tati gătește! Frigiderul e gol! Cred că era ziua în care făcea mami de mâncare. Doar că nu a făcut nimic și nu avem ce mânca. Așa că, tati, să pregătească pentru voi mâncarea zeilor. Una ție, una ție și una ție. Sătui, tati. Parcă plângeați de foamea din neori. Ne-a trecut după ce am văzut mâncarea pe care ne-ai adus-o. Încă nu înțeleg jocul ăsta, dar cu siguranță o să câștigi, mami. Tati e patetic. Încă nu am pierdut. Încă. Tu cât mai ai de gând să dormi? Ar trebui să fac de mâncare totuși. Cei mici se dau sătui acum, dar o să revină peste jumătate de oră în bucătărie și să vezi atunci cât de flământ o să fie. A, ce bine e când se ocupă el de tot. Poate așa vede câte fac eu prin casă zilnic. Gata! Cu mine. Bine, hai să vedem ce are. Mami? Respiră! Inima îi bate. Oare ce i s-a întâmplat? Eu nu cred că e un joc. Îmi fac griji deja. Nu fă gălăgie, doar mă prefac.
Dar de ce? Tati m-a lovit din greșeală în frunte și crede că am leșinat. Și eu am crezut la fel. Și acum trebuie să facă tot ce făceam eu de obicei prin casă. Și nu se descurcă deloc. Exact. Asta e o lecție pentru el. Nicolas, pleacă de acolo! Dar tati doar îi spuneam că e preferata mea în jocul ăsta. Și ți-a răspuns? Normal că nu, că doar e leșinată. Aha. Ce faci cu aspiratorul? Curățenie în casă. Foarte bine, tati, foarte bine! E prea multă muncă. O să o salvez ca în albă ca zăpada. Cu un sărut. Pleacă de aici! Luana, te-ai trezit? M-am trezit? M-am lovit singură în ușa de la dulap? Nici măcar n-ai încercat să afli dacă sunt în regulă. Ai presupus că am leșinat și gata. Păi eu... Și ai mințit și pe cei mici că ne jucăm. Dar... Cum e să fiu eu? Nașpa. Mă bucur într-un fel că ai aflat cum e să fii și mamă și soție într-o casă cu 3 copii. Ai dreptate. E foarte greu. Gata cu jocul. Am câștigat. Nu și dacă continuăm. Poftim. Acum e rândul tău să fiu eu. Ce? Ce faci? Ne revedem peste o oră. Nu e normal la cap. Ce s-a întâmplat, mami? Asta s-a întâmplat. Oh, nu, ce a pățit? A vrut și el să fie ca mine. Adică eu ca el. Știi ce? Habar nu am ce a vrut. Dar a ajuns așa. Bine, mami, care e planul atunci? Ești pregătit, Nicolas? La 3? La 3 dai drumul și ieșim repede amândoi din baie. Am înțeles. 1, 2, 3. Ce? Unde? Nu! Ce? Nu-mi spune că după ce și-a revenit, a ieșit din duș și a alunecat pe Gresie. Mami! Am avut dreptate! Repede, să vedem dacă e bine! Mai întâi, haide să-l scoatem din baie! Tati, ești acolo? Hai să sunăm la spital! Căzătura cred că l-a afectat foarte rău! Bine, mami, bine! Vai, și-a revenit! Nicolas, nu mai suna! Tati e bine acum! Mi-am făcut griji pentru tine! Încetează să te mai comporți ca un copil! Dar eu nu sunt un copil! Sunt un adult! Nu știu unde e ascuns adultul ăla în tine, dar cu siguranță nu te-ai maturizat încă! Îți promit că o să fiu mai serios de acum încolo! Tati, te doare ceva? Păi, în afară de spate, de gât, de cap, de mâini, cred că sunt în regulă. Dar o să-mi revin repede, stai liniștit! Tu și cu glumele tale! Eu trebuie să plec! Ai grijă de cei mici! Mă întorc repede! Bine, bine! Nicolas, vino puțin! Vreau să vorbesc cu tine! Eu nu sunt sigură că tati se simte atât de bine pe cât crede el! De ce? După tigaie în față și o căzătură pe Gresia din baie,
orice om ar avea probleme. E posibil să fiu rămas cu ceva cucuie? Mă tem să nu fie mai mult. Dacă se simte rău, mă suni și vin urgent acasă. Stai liniștită, mami! Eu mă descurc cu tati. Bine, pa! Ne revedem în curând! Tati? Ai văzut? Ce? E cineva în casa noastră. Suntem doar noi doi, tati. Nu, e chiar în fața mea. Eu mă uit la ea și ea la mine. E doar o statuie, tati. Nu, e chiar lângă tine. Nu e niciuna din jucăriile de pe dulap. Atunci ce e? O fantomă. Poftim! Eu o văd, deși tu nu o percepi, e chiar lângă noi. Și ce face? Acum e în televizor și se uită la noi. Atunci închide ochii și o să dispară. Probabil mintea ta nu și-a revenit de la lovitură. Crezi? Sigur! Poate ai dreptate. Acum pot să-i deschizi. E ceva? Nu. Super! Dar e altceva. Ce? Un unicorn. Un ce? Un unicorn. Un cal cu corn în frunte. Ca cei din povești? Exact. Tati, ceva se întâmplă cu tine? Crezi? Vezi fantome, vezi unicorni. Ce mai urmează? Crezi că ar trebui să închid ochii din nou? Ai putea încerca! Bine! Îi deschid? Nicolas! Unde a dispărut Nicolas? Nicolas! 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 Unde ești? Cum e posibil? Acum câteva minute era lângă mine. Iulian! Iulian! Unde ești? Iulian! Sunt aici, dar nu te văd! Iulian! Cine ești? Știi unde e Nicolas? De ce mă simt atât de singur în casa mea? Iulian! Trezește-te! Ah, în sfârșit! Începusem să mă îngrijorez! Rămâi acolo! Nu te mișca! Poftim? De unde știu eu că tu ești Luana și nu doar o iluzie? O iluzie? Te-ai lovit bine la cap! Tati! Și tu ești sau nu Nicolas? Aha, credeți că am luat-o razna? Nu, doar că lovitura la cap e posibil să te fi amețit un pic și să nu fii coerent. Mă trezesc a doua oară din vis. Nu a fost un vis. Leșin, vis, orice ar fi fost, părea atât de real. Dar acum ești cu adevărat treaz. Relaxează-te, trage aer în piept, calmează-te și închide ochii pentru o secundă. Poate ar trebui să fac asta. Ce a fost, a fost. Am luat-o de la capăt. E ca și când scap dintr-un vis și mă trezesc în altul. Ce mă fac? Ce mă fac? Dacă trebuie să revin de unde am plecat, dacă aș fi știut ce o să mi se întâmple de la început, n-aș fi folosit niciodată tigaia asta. Încă una și gata. O să doară, dar merită. Înapoi, de unde am plecat?
Ioana! Îmi pare rău! Simia! Mergeți cu toții în camera voastră! Sunt viitoare, tati! Cred că da, Nicolas, dar stai liniștit, o să și vină! Ce tot spuneți voi acolo? Deja mi-am revenit! Vedeți? Ce se întâmplă? De ce sunt jos, dar sunt și în picioare? Inima îi bate. E probabil leșinată. O lovitură la cap te poate face knockout. Și o lăsăm aici, pe jos? Ar fi bine să nu o mișcăm, să nu îi înrăutățim și mai mult situația. Dar sunt aici, uitați-mă! Ar trebui să te duci la tine în cameră să vezi ce fac frații tăi. Bine, tati! Nicolas, Nicolas! De ce nu-mi răspunde? O să stau aici până te trezești. Dar sunt aici. Mai bine mă urcam eu să șterg praful. Dacă era să cad, măcar știam cum să aterizez. Poftim! Dar tu cu picioarele tale stângi ai căzut direct în cap. Adică uite și tu cât de mică e distanța. Habar nu am cum ai reușit să cazi exact invers. Încep să mă enervez. Eu sunt cea care se duce săptămânal la sală, în timp ce tu îți crești burta acasă și tot eu sunt cea stângace. Plătesc antrenamentul ăla la sală degeaba. Dacă mă uit mai atent la tine, cred că ai mai pus ceva kilograme plus. De ce nu se mișcă? De ce e atât de grea? Eu mă chinui să o ridic și el o ia de parcă ar fi o pană. Și acum, pe lângă faptul că gătesc, trebuie să fac și curățenia pe care o făceai tu. Nu-mi vine să cred cât de egoist este. Probabil că dacă erai trează, ai fi răspuns: nu-mi vine să cred cât de egoist ești, când eu le fac pe toate. Eu fac mâncare, eu fac curățenie, eu am grijă de copii, eu îți cumpăr bere și tot tu ești ala care te plângi. Da, trebuie să facem niște schimbări în casa asta. Cu siguranță da. De acum o să faci tu mâncare, o să faci curățenie și o să te ocupi de copii. Fantastic! Asta nu înseamnă o schimbare, când eu făceam deja tot ce ai enumerat tu. Iar eu o să fiu cocoșul în casa asta. Cum se spune, deciziile le iau eu. Capacul de la oală m-a atacat singur. Cum e posibil așa ceva? Nu eu sunt cea care doarme, ci tu ești cel care trebuie să te trezești. Un capac nu se mișcă așa de aiurea. Ceva se întâmplă în casa asta. Auzi, ai fost tu? Te-ai transformat cumva în fantomă și mă bântui că nu fac treabă prin casă? Te bântui? Serios? Wow, chiar are reflexe! Și acum mă ataci cu un cartof? Ce mai urmează? Oh, nu! Mai bine mă asigur că n-are o criză de furie. Așa cum o știu eu pe ea la nervi, nu prea gândește. Nu e adevărat! Acum câteva zile mi-a închis ușa la baie direct în nas. Dacă nu mă dădeam un pas în spate, mi-ar fi spart nasul! Mă duceam la WC-ul, mă scăpam, mă grăbeam! Ci că era în grabă și eu voiam la WC-ul, doar că trebuia să fie ea prima. Normal, pentru că nu puteam să mă țin! Tot timpul are motive. Normal că nu putea să se țină, de parcă noi bărbații avem robinet pe care să-l închidem și să-l deschidem atunci când vrem să mergem la viciu. Ce? Nu mă refeream la asta! Și desigur că nu ar fi acceptat niciodată, pentru că e egoistă! Stai așa! Tu te cerți cu mine când eu sunt leșinată? Dacă m-ai fi văzut acum, te-ai fi certat cu mine. Tu te ceri cu mine când eu sunt leșinată? Normal că da, pentru că atunci când ești trează, ai întotdeauna ultimul cuvânt de spus. Oh, nu! Nu vine să cred! Așa că acum, în sfârșit, eu o să fiu cel care o să câștige această confruntare verbală. Cu tine însuți! Cu mine însumi, dar nu contează. Eu câștig și tu pierzi.
Hei, hei, ce s-a întâmplat? De ce e așa întuneric? E din cauza că ai pătura pe cap, deșteptule. Tati! Ce s-a întâmplat? Ce faci cu pătura pe cap? Așa am găsit-o. Pe cap? Ciudat, dar acum o secundă era pe canapea. Iar în următoarea secundă era pe capul meu. S-a mișcat singură? Nu, ea a făcut asta. Da, da. Mami ți-a pus pătura pe cap? Exact. Dar mami încă e jos. Nu s-a mișcat deloc. Habar nu ai tu ce se întâmplă în casa asta. Mami e vinovată absolut totul. Eu mai am niște lecții de făcut. Foarte bine. Să mă chem când mami își revine. Desigur, stai liniștit. Știu că ești aici. De unde? Când ești trează, mă bați la cap cu toate prostiile. Când ești adormită, îmi arunci cu cartofi în cap, mă bați sub pătură. Gata! Nu-ți mai tolerez fițele! Fițe? Nici nu vreau să mă gândesc ce o să-mi facă ciunt să-și revină. De-abia aștept să mă trezesc! Oh, nu! Oh, nu! Oh, nu! Mi s-a ars mâncarea! Așa, suflă! Sigur o să se răcească ceea ce-i ars! Mi-ai ars mâncarea! Stai tu așa! Unde ești? Unde ești? Ce face? O să te nimeresc eu într-un final! A luat-o razna! Probabil crezi că am luat-o razna încercând să prind aerul. Dar nu! Tu ești cea pe care încerc să o acopăr sub pătură! Încearcă mult și bine! Te-am prins! Oh, nu. Ești în spatele meu, nu-i așa? Întoarce-te! Ai avut o experiență extracorporală. Sufletul tău a părăsit corpul și te-ai întors la noi din nou. Nu-i așa? Da. Am fost cu minte cât ai fost plecată. Ai văzut, nu? Am văzut, am auzit și am înțeles tot. Și e bine? Oh, da. Super duper bine. Mi se pare mie, sau ai mai crescut câțiva centimetri în plus? Nu. Tu te-ai micșorat așa, dintr-o dată. Mami! Dragul meu! Te simți bine? Excelent! Ești la fel ca înainte? Nu chiar. Trebuie să facem câteva schimbări în familia noastră. Adică? O să vezi. Măi, hai că ne e foame. Da, imediat, draga mea. Imediat. Grăbește-te că nu avem toată ziua!